Aduce-mi și un cuțit? Un cuțit nu se poate. Eu trebuie să ascult și Ioanini. Că sătocește, eu am mult de scris și sătocește. Voi care ați scris două rânduri toată viața, n-aveți de unde să știți. Aduc o ascuțitoare. Ei, mâncată, mi-a dat scoțitoare. Bă, state, bă, de ce nu mă lași pe mine să mă odihnesc, bă, să pun și o jeană pe jeană, bă? Îmi cer tot felul de creioare, de pixe, de licheane. Bă, mă enervez, bă, de cât i-a apucat pe tine scritura, bă, eseni? Uite, bă, de cât am dormit pumna dreaptă și mi-a amorțit și m-a apucat furnicăturile și n-am știut ce-ți fac cu cegetele. Degetele, bă, poietule! Tot un drag, Sergiule! Serghei, bă, băule! Ce să fac, bă, dacă băta ți-a pus un nume așa de greu? Bă, nu te lua de mama, bă! Încep să dau din mâini și știi ce se întâmplă? Mă enervezi, bă, tâmpitule! Da, bă, am înțeles. Și tu dacă mă enervezi pe mine, eu pot să mă bat și singur, bă, să stăm aici 10 ani. Că eu dacă îmi trag una în gură, nu dau un pereț. Eu cad pe jos. Du-te, dracu de tâmpit, o dracu de nebun. Și închidem și ușa, da? Să câștigăm intimitatea scrisului. Și acum, că ne-ai relaxat, scrie, state, nu mă scrie. Viața mea, ca om, de state Podcova. Băi, de groază, bă, nu se mai poate, bă. Nu mai pot să stau de râpnete, de răgete în casa mea. Nu mai pot, mă, nu mai pot. N-ai ce să le faci. Bă, dar cum ai rezistat, mă, tatu, la toată chestia asta? Se ducea la curve, să pilea, mai trăgea câte una în bun. Încep să cred că tato a fost un erou, mă. A fost pe dracu să-l ia, că ce umor și-a luat mămica de la el. De ce, mă? De ce, mă? De ce, de ce te iei, mă, de tatu, mă? Pentru că a fost un om bun, mă? Și v-a ținut, mă, ca pe niște beșnițe să vă crească curul mare la căldurică? Și acum, asta e mulțumirea pe care i-o dați voi, mă? Dar tu de ce te-ai, mă, de mine? Hă? Da? De ce dai, mă, mine? Dar tu pentru cine ai prins, mă, azi? Ia zi. Zi, mă. Pentru copilul pe care mi l-ai omorât, mă, cremenalule, care... Ia de recul de căția ce ești. Ai grijă de ăsta, micu. Îți vă rog, botul, unde dracu să mă mai numă după acoperi? Au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Și-am încărecat pe ușa. Și-am terminat povestea așa. Dar nu vreau să termină povestea aici. Bun?
E tatăl tău? Ani. Și de ce îi spui doamne? Ce vrei? Eu am crezut că sunteți circari. De ce? Păi, de ce ar arunca iubițită în tine propriul tată? Că doar nu vrea să te omoare, nu? Fecioara aia nervoasă, cine era? Armando, băiatul lui doamne. Încă frate. Da. Mine de nebun. Stai. Pe mine mă cheamă Cosmin. Pe mine Regina. Povestea noastră de-abia începe, Îngerașu. Ce faci, bă, obraznicule? Unde te uiți? Iar faci scandala. Te-a scăpat cana asta. Te-a scăpat cana. Ți-ai găsit motive acum așa. Uite-a scandala. Păi du-te și-a dă-mi un ceai ce mi-o dai goală așa. Ne-ai trezit de dimineață. Ce, mă, v-ați trezit? Da. Ei, dacă v-ați trezit... Da. Ia. Ce-am făcut eu? Ce-ai făcut? Hamac? Ei, hamac e măta. Da. Uitați-vă, mă, pe-mprejur, așa, ce am făcut eu. Mamă! Ia uite, fără de... Păi pe asta. Ia uite, șacălușa. Ia uite. Ha? Aoleu, 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 aoleu. Dar de ce ai făcut prostia asta? Dar tu ce, mă, e prostie, mă? Păi dar acum că state e desfărut, că poate ca să fie chiar și mort. Păi să poată așa ceva ăștia, n-are pe Cristoșelul în casa asta de păgâni? Nu, mă, mică, foarte bine ai făcut, foarte bine, că n-avea nicio icoană și ei pe aici așa. Hei, dă-i! Ia uite ce-ați făcut, tăcilișe! Și ține fereșul ăla mai drept, așa? Haide și pe cine, pe la picioarele mele! Hai de firețe, ai dreptul cu mamele voastre timpite. Că uite ce-ați făcut acilișa la mine în salon. E, bă, gata, hai, e gata carele de... Ei, că e curat. E curat pe dreptul, uite ce fâmbezire a făcut ăștia. Ce faci pe spaniolul? Păi ce să fac? Eu fac bine, fac bine. Bă. Să știi că toată noaptea n-am dormit, m-am perpelit cât pe o parte, cât pe alta, cât pe o parte, cât pe alta, cât în sus, cât în jos. Da, Sulfino, gata, lasă că am înțeles că n-ai dormit, că tu nu dormi, tu... Fă spaniul, zi fă planul, nu mă ferbe. Păi, Sulfino, am un plan. Păi cel mai bun plan. Aoleu. Cel mai deștept, am un plan de plan. Ia zi. Păi eu m-am gândit așa. Da? În planul ăsta să ne ducem la Cuscru. La socrul lui Medelionu? Da. La Dumbravă. Păi fă, ăsta are afacerile, are relațiile, are telefoanele. Păi, da. Ăsta ne ajută să facem școala de șoferi fără clase, să vezi tu. Aoleu! Fă, dar ce deșteaptă ești, fă! M-ai pus în cur cu planul ăsta! Da, fă, eu sunt deșteaptă, ce crezi? Bravo, fă, eu sunt cea mai deșteaptă, să știi tu! Ești, fă, ești, da! Ei, ce? Dar să știi că planul ăsta... Lăsă, cred, fă! Da? Să nu scoți o vorbă, auzi? Nu, nu, mucă-s! Da, da, lăsă, când e vorba de secretă, eu sunt mormânt, fă! Da! Da!
Iată, dracu, ce a dat pe minte. Ce ați făcut facele? Ce, mama dracului, ați făcut facile? Nu mai vorbi făcut dracu fața la Cristoșelul. Și ce treceți vă așa? Ce am făcut? L-am adus pe Cristoșelul în casa asta nesfințită. Mare șmecherie. Fă, de momentul ăsta, eu nu vă mai au apărarea. O să vedeți voi ce o să pățiți acum când o să iasă domnul. Eu nu mă mai bag. M-am săturat. Da, chiar, să iasă. Ia ieși, mă, afară! Poate că nu știe cum i-ai zis așa, că ți-ai adresat așa. Domnul Luceanu! Da! Ia ieși, mă, afară, dacă orușa! Nu mai striga, că doarme ăsta micu! Păi da, ieși afară dacă vrei să nu mai strigi, ce vrei să te strig în șoaptă? Păi cu anume, te-ai bătut în cap, eu spun că doarme ăla decât o rage într-una! Ce? Ia uite-te, îți jur așa ce surprize ecomerice ți-am făcut. Cine a făcut asta? Eu! Păi cum, mă? Cum să pui peste Platon și Aristotel la școala din Atena? Cum să pui asta, mă? Cum să pui asta? Ce adică Aristotel vorbești prea acolo, ușa? Ai văzut? Și acolo tot tu? Da! Mă, nu e sănătoasă la cap, mă! Cum să pui peste capela Sixtina, mă? Aici! Afară când vezi mă omor! Afară din porța mea! Afară din casa mea! Mata! Așa? Da. Esplananda de la Trocader. Trocader cu fața la turnul Eiffel și priveam, nu priveam, și admiram Parisul. În dreapta mea și puțin în spate, cum se cuvine la noi, muierii mele. Unele bombănea, altele plângeam. Cum se cuvine când te desparți de un lucru cum e Paris. Noiembrie! Fric! Dar cum începuse totul? Nu-mi place. Ei, trebuie să scriu altfel. Prolog. Epilogă, băule. Păi nu mă întrerupe, bă! Dacă nu știi, nu te bagi. Asta e prima lecție. Dar te iert că n-ai școală. Bă, bule, am făcut școală când eram tânăr. Că am ajuns eu rachet. Asta e altă treabă. Uite, pe mine mă doare pe mine drept în undeva. De frământările tale. Bă, te iere cu tipul. Când întrerup mie memoriile epilogului. Adică nu e epilogul, adică prologului. Adică în prologul ăsta trebuie să se reiasă. Cine am fost eu la Paris și cum toți șmecherii din Paris eram la picioarele mele și ascultat de mine. Și că eu eram pe Champs-Élysées ca Capone pe Chicago. Adică în elementul meu. Ce barosan ai fost și ce bu ai ajuns. Bă, ia uite-te pe perete acolo. Da? Acolo. E mămica domnului. Așa. Păi trebuie să-i mulțumești, bă, că tu ai cinstea și onoarea să fii la un metru de mine, măcar. Cu cât de oi e prologul? Stai, nu închide. Ia și ăsta, la mine nu mai e loc. Bună dimineața! Te așteptam, ne-am hotărât. Mergem la Regina. Uite, ne-am făcut și bagajele. Am făcut-o pentru fata mea.
Eu mă bucur că sunteți alături de Regina. Abia aștept să o văd pe Regina, abia aștept. Ok, pe atunci plecăm peste două ore. Atât de repede? Da, mă duc, mai am niște treabă, după care mă întorc să vă iau. O să fim gata. Ok, bine. Pa, pa. Pa. Nu trebuia să luăm atâtea lucruri. Puteți să ne toacem oricând.